Începând de luni, 23 octombrie, compania județeană Apaserv S.A. are un nou director. Vlad Angheluță a fost numit în această funcție în locul lui Petcu Movilă, care a demisionat din motive personale, fiind trecut pe postul de director comercial la aceeași companie. Noul director se va confrunta cu probleme reale de funcționare cu care se confruntă compania care distribuie apa în județul Neamț. Se anunță o organizare mai eficientă a activității și, foarte probabil, trasarea de noi responsabilități directorilor zonali. De asemenea, este urmărită și o eficientizare a comunicării, atât în interiorul companiei, dar mai ales cu abonații și consumatorii din județ. Vlad Angheluță a ocupat funcțiile de prefect și subprefect al județului Neamț, a devenit administrator public al județului, după care s-a întors la funcția de director la Direcția de Asistență Socială de pe lângă Primăria Târgu Neamț.